Dimineața. Azi suntem mai ușor de controlat și de manipulat, deoarece ne simțim vulnerabili din punct de vedere emoțional. Ceilalți ne-ar putea interpreta bunătatea ca semn de slăbiciune și nu ar fi o surpriză să ne păcălească pentru a ne deschide larg portofelul. Atenție și la excesele culinare și la viciile asupra cărora nu mai avem control. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Mama ta sau o altă femeie apropiată și-ar putea băga nasul în treburile tale. Nu o să-ți placă această atitudine dominatoare, dar nici nu te ajută la nimic să ridici tonul. Taur. Dacă ieri prietenii te-au scos din sărite pentru că au avut ieșiri violente sau total nepotrivite, lucrurile astăzi se vor îndulci. Totuși, unor nativi li s-ar putea fura o idee, iar alți tauri ar putea fi manipulați de copiii lor, gemeni. Chestiunile bănești reprezintă cel mai important subiect al zilei. Este posibil să fii pus în situația de a-ți ajusta bugetul din cauza situației economice. Și în cazul tău, o femeie va vrea să aibă acces la banii pe care i-ai strâns. Rac. Vei avea sufletul împărțit în mai multe locuri și nici tu nu știi cum ar fi mai bine să procedezi. E o zi în care îți recomand să judeci orice situație obiectiv și să nu îți permiți excese financiare. Leu. Tentațiile vor apărea la tot pasul. Provocarea va fi să găsești o cale prin care să îi faci pe plac partenerului fără a renunța însă la independența ta. Leii care au avut o ceartă de curând nu sunt dispuși să uite prea repede incidentul, deși celălalt insistă să se treacă peste. Fecioară. Unele fecioare vor simți nevoia să stea departe de ochii lumii și să-și regenereze puterile. De asemenea, sunt și nativi care vor crea acasă un mediu romantic spre deliciul jumătății lor. Balanță. Nu prea ai stare azi. În plus, se poate evi o situație frustrantă cu un șef sau cu un coleg care consideră că îți face un bine împingându-te de la spate. Alte balanțe așteaptă o decizie finală și să sperăm că va fi în favoarea lor. Scorpion. Ai de ales între mai multe variante, dar în loc să te bucure, mai mult te încurcă. Preferabil ar fi să te dedici unor activități plăcute și să cântărești foarte bine următorul pas. Săgetător. Dacă ai fost atent la contul tău bancar și nu ai avut o atitudine irresponsabilă, acum vei fi răsplătit. Cert este că începând de azi vei privi finanțele cu alți ochi. Capricorn. Cu cât te vei lua mai în serios, cu atât ceilalți îți vor urma exemplul. Astrele te provoacă să fii sincer dacă nu cumva îi găsești scuze partenerului, când ar merita mai degrabă o săpuneală. Vărsător. Azi ai putea găsi prin casă niște bani de care uitasei. Însă, pentru alți vărsători, situația financiară poate deveni mărul discordiei. Pești. Azi îți recomand să verifici de două ori informațiile primite și să fii atent să nu te ia gura pe dinainte. Ai putea da vina pe un rival că nu obții rezultatele dorite, însă în realitate a fost alegerea ta să nu te ocupi la timp de responsabilitățile tale. Tocmai de aceea ai rămas în urmă. Acesta a fost horoscopul, să aveți o zi minunată!